A avut loc o situație neobișnuită unde un medic de la camera de urgență i-a sugerat unei femei să bea 4 doze de Coca-Cola pentru a elimina un mic fragment de os de pui care îi se blocase în gât. Deși acesta nu este un tratament obișnuit, se pare că băuturile carbogazoase precum cola pot ajuta la dezagregarea smalțului și pot fi considerate ca o alternativă pentru a evita o intervenție chirurgicală. Betty, femeia în cauză, a remarcat inițial osul în gât după ce a mâncat la restaurantul său preferat, unde a comandat un nou fel de mâncare cu pui. Conștientă că aceasta era o lecție de a nu-și înghiți propriul orgoliu, a sperat că durerea va dispărea și a așteptat în weekend înainte de a merge la camera de urgență luni dimineață. La spital s-a spus că osul era mic și nu era o mare preocupare. Totuși, medicii au recomandat să bea 4 cutii de Coca-Cola cu mult zahăr pentru a ajuta la dezlocarea și dizolvarea fragmentului de os. Beth a fost surprinsă de această rețetă neconvențională, dar dornică de ușurare, s-a dus direct la supermarket, a cumpărat băuturile și le-a consumat pe toate odată. Am considerat-o ca un fel de soluție de decalcifiere a corpului, un fel de corozitivitate. Surprinzător, a doua zi, aceasta s-a simțit mai bine, iar până în ziua următoare totul a revenit la normal. Deși aceasta este o poveste neobișnuită, medicul acesteia a menționat că, deși nu a întâlnit această recomandare înainte, este cunoscut faptul că această băutură, Coca-Cola, este acidă și zahărată și poate deteriora smalțul dinților. De asemenea, un studiu efectuat în Marea Britanie sugerează faptul că băuturile carbogazoase, precum Coca-Cola, pot fi utile în dezlocarea fragmentelor de os din gât și pot preveni tratamentele ulterioare. Se crede că dioxidul de carbon eliberat în timpul consumului de băuturi carbogazoase ar putea penetra osul și contribui la dezintegrarea acestuia. Cu toate acestea, este important să menționăm că această situație este neobișnuită și că sfaturile medicale ar trebui căutate de la specialiști înainte de a încerca astfel de remedii, relatează mesajul.ro.